După victorie entuziasmantă de săptămâna trecută obținută pe propria arenă 2-0 cu VC Botoșani, Chindia Târgoviște nu va avea niciun adversar în weekendul care urmează. Formația lui Sebi Tudor va spune pas în runda cu numărul 8 din seria 1. În clasament situația nu este dintre cele mai fericite. Chindia a mai luat o gură de oxigen odată cu prima victorie, însă chiar și așa stagnează pe locul 11. În ceea ce privește punctele, 5 la număr, dâmbovițenii pot spera la mai mult, însă de săptămâna viitoare. Situația grea prin care trece fotbalul românesc a fost sintetizată de antrenorul juniorilor de la Chindia, Nicolae Zamfir. Problemele în fotbalul mix sunt la ordinea zilei, dovadă stând numărul mare de echipe retrase din campionat, în special în eșalonul unde evoluează Chindia. O să fie probleme în fotbalul românesc, pentru că observați că din ce în ce mai greu găsim sponsor pentru echipele de senior și probabil că o să se mișoare activitatea fotbalistică la nivel de campionate, tot facă 4 serii de divizia C, probabil o serie de divizia B, o serie de divizia, dar acest lucru nu va face decât să îmbunătățească calitatea campionatelor respective. Din păcate, pentru centrele copii și juniori, acest lucru nu este benefic, pentru că toată lumea spune, facem centre să creștem jucători, dar nu avem unde să ducem să joace, să se exprime și. Mai un lucru care este chiar mai rău pentru viitorul fotbalului românesc și pentru echipele naționale este că din ce în ce mai mulți străini apare în campionatele noastre, care sunt fără valoare și nu mai permit elementelor autohtone valoroase să se exprime. Chindia Târgoviște va juca următorul meci din campionat tot pe teren propriu. În etapa a noua, care va fi intermediară, dâmbovițenii vor primi pe teren propriu vizita echipei Rapid CFR Suceava.